Numărătoarea inversă a început, mai sunt doar câteva zile până când românii vor intra în mini-vacanța de Crăciun, apoi se vor bucura de alte 4 zile libere de anul nou. 2018 vine și el cu 11 zile libere, ar fi fost 14, dar 3 dintre ele pică în weekend. Prin urmare, după sărbătorile de iarnă, primul liber este de Ziua Unirii pe 24 ianuarie. În februarie și martie nu mai există mini-vacanțe, dar în aprilie, pe 8 și 9, se sărbătorește Învierea Domnului. Lista cu liberele continuă. 1 mai, marți, ziua muncii. 27 mai, duminică și 28 mai, luni, rusaliile. 1 iunie, vineri, ziua internațională a copilului. 15 august, miercuri, adormirea Maicii Domnului. 30 noiembrie, vineri, Sfântul Andrei. 1 decembrie, sâmbătă, ziua națională a României. 25 decembrie, marți și 26 decembrie, miercuri, Crăciunul.